Vă promiteam acum câteva zile, adică luni, că astăzi vă voi vorbi despre cămașa mea albă, unică, nu unica de-a lungul vieții mele, unica pe care o am acum, pe care aș putea să o port. Bineînțeles, fiecare haină pe care o posed are poveste. Nu e numai mâna întinsă care nu spune o poveste, ci haina care nu spune o poveste nu primește loc în garderoba mea. Și astăzi voi vorbi despre această cămașă albă pe care am luat-o cu suma de 18 sau 22 de lei. Cred că este 22 sau e 18. Mă rog, trebuie să atrag un fel de clickbait, dar mă rog, voi deja ați făcut click pe clip. Trebuie să vă spun acum cum am dat adăpțim bani o cămașă bună ca material. Clujul. Că din Cluj e luată, este plin de outlet-uri. Nu știu, or fi și în București, dar am constatat eu cu tristețe că București nu prea merge pe jos. București mă urc în autobuz, în troleu, în tramvai sau în metrou. Sau, pentru că sunt un pic hipster, un pic modern, un pic cum vreți voi, Taxify, Uber sau taxi. În Cluj, în schimb, merg mult pe jos când merg în Cluj și centrul ăla, Bulevardul Orgoliilor, pe acolo, până în Piața Unirii, cine știe Clujul și la ce mă refer, partea aia o scăpat pe jos în mod constant. Și am genit eu un outlet, ei intri pentru un gang din Orgoliilor, deci cum mergi spre Piața Unirii, dinspre Piața Mihai Viteazul, pe partea stângă, deci nu pe partea Cinema Victoria, și se face acolo un gang, tot în stânga, acolo un gang. Te duci în capăt și mai faci o dată stânga. Și e un outlet, prețuri extraordinare. Acum, nu știu exact ce marcă, ce brand e, cred că e C&A, scrie Angelo Litrico. Știu că de obicei Angelo Litrico găsește în C&A, dar am înțeles că nu numai. Erau maxim 25 de lei. Erau și chestii de 15 lei. Ne-am luat 3 cămăși de acolo. Nu, două cămăși, a treia luată dintr-un alt outlet, ale exact pe Eroilor și aia a fost mai scumpă, vreo 4,5 cred. Asta a fost 18 sau 22, cum am zis. Și eu inițial nu vreau să-mi iau. Dar mi-am amintit eu și mi-a rămas în minte ideea spusă de un blogger, la un modul serios n-am nimic cu el, dar pe mine mă distrează postările. Tu, ca bărbat, trebuie să ai în garderobă cămașă albă. Nu doar una. Bine, eu am doar una. Și că albul merge întotdeauna, cu albul nu te faci de râs și tot așa. Păi, și constatasem eu. Nu am cămașă albă. Chiar nu aveam. Aveam una neagră. O să vă zic povestea mai încolo. Adică, săptămâna viitoare, că vinerea, vreau să fac doar despre haine. Deci, nu aveam cămașă albă. Cămașă neagră aveam și cred că nu o să o port foarte des pentru că am purtat-o la niște mormântări. E cămașa de mormântare, cămașa de moarte. Și începe să aibă niște amintiri foarte, foarte neplăcute. Așa că nu o să pot să mă duc la o chestie veselă, cămașa aia neagră, dacă e absolut necesar. Ultima oară când am luat-o a fost la o lansare de iPhone când trebuia să te îmbraci în negru. Și bineînțeles, eu nu aveam altceva. Aveam niște tricouri, dar na. Era dress code negru și am zis. Bun, revenim la cămașa albă. Vedeți că ai și o dunguliță. Și de obicei eu port cu un tricou cam de culoarea asta. Mă rog, port și cu un tricou alb. Dar mie îmi place că totuși nu e alba-albă, nu știu, nu. Legat de alb, eu mă tot contrazic cu prietenii care îmi spun că albul e culoare. Eu susțin că albul nu este culoare, se cheamă non-culoare. Și știu un banc legat de culoarea alb, ci că cu evrei. Tot timpul zic, bă, doar evrei consideră albul culoare. Se duc chiții cu ștrul la rabin. Rabi, rabi, prea băițic. Rabi, albul e culoare? Dar bineînțeles, chiții, să uite la ștrul. Vezi? Negru e culoare, rabi? Dar bineînțeles că e culoare. Ștrul, vezi? Eu ți-am zis că sunt un televizor color. Ți-am vândut un televizor alb-negru. Are fix trei culori. Alb, negru și gri. E,
chestia asta mă duce cu gândul la ceea ce zic mulți. Bă, îmbracă-te într-o culoare, ia-ți alb. Prieten, dacă îmbrac într-o culoare, cum vrei tu, bă, aia nu e culoare. Adică e ca și cum aș avea zero culori pe mine. Iar această cămașă, tot albul e, uitați, e alb, că v-am arătat-o la început, să vedeți aproape tot. E, are ceva. Are măcar o culoare. Iar eu nu porc niciodată așa. Niciodată nu o să mă vedeți așa. Tot timpul, chiar că o să am un tricou pe răsut, o să vedeți așa. Deci partea asta se va vede. Acum mi-a fost lene. Nici n-a călcat-o și mi-a fost și lene să iau un tricou pe sub ea. Deci, atât. Acum, cămașa asta albă nu o pot asocia decât, nu știu, cu TIF. TIF 2016. Nu are încă o amintire, să o asociez cu o amintire foarte, foarte mișto. Am zis că cămașa neagră are marele defect de a fi purtat la câteva multe mormântări. Și asta îmi place, că e foarte largă, se suflecă mișto. O dată. De două, vedeți? Nu e chiar urât. Ideea este că albul ăsta merge vara. Largă și se suflecă ușor. Și culoarea alb, ci că merge vara, că lumina, căldura nu este atrasă la corp, cum atrage o culoare închisă. Și e mai răcoros. Mă rog, și ea e un material mai răcoros, nu e foarte, deci nu e subțire, dar e răcoros. Îmi place, e bumbac de răcoros. Și am tendința să o port așa primăvara. Bine, am purtat-o și iarna acum. Dar primăvara, așa, când este cald, dar s-ar putea să lase seara mai frig, îmi sufler mânecile la duș, mi le trag înapoi la seara când mă întorc. E utilă, zic. Acum, să vedem ce trafic va avea o postare, un clip, de fapt, despre un cămaș alb. Deci nimic, mă, o culoare, o dungă. Să nu ziceți că am dungă roșie, că asta este un grenat, cred. Deci n-am dungă roșie, nici măcar pe cămaș. Că unii mai insinuează chestia asta. Săptămâna viitoare, ori am cămașa neagră, ori am cămașa indiană. Eu am cumpărat o cămașă indiană, mă rog, am comandat-o mai de mult, acum mi-a venit săptămâna asta. Și câțiva prieteni, fanii ai... Eu se frec și mâneca în altă timp. Fanii ai vlogului meu mi-au zis, bă, fă despre cămașa indiană. Bă, nu. Promis cămașa albă, zic să mă țin de promisiune. Cămașa indiană o lăsăm pentru altă dată. Cămașa indiană este de vară mai rău decât asta. Dar vine foarte mișto. Deci, cred că o să mai cumpăr vreo 3, 4. Cam atât despre cămașa mea albă. Până la viitorul meu accesoriu vestimentar, că îmi place, accesoriu vestimentar. Vă salut, salutare albe și să mă urmăriți. Momentan doar 37 dintre cei care mă cunosc mă urmăresc. Sper să ajung și eu la un număr decent de 100, măcar într-o lună. 2, 1, maximum 2 și momentan vreau de asta vor fi 2 clipuri. Păzi. Salutări albe încă o dată.